Не драпаната сейчас-то. Da. Etajul care e din lemn și acoperișul s-a dus strâmb. Dacă m-am uitat bine pe harta aia, pare că se duce partea asta și încearcă din două părți, în dreapta, dacă din dreapta, dacă... Murdurele, mamă, cum miroase asta. Sau unul la 60 de metri. Nici că jumătate oră până la balvan ești. Baia cu ciocolată. Se distrează lumea la baia ciocolatie. Tot felul de ape captate, mai mult sau mai puțin. Uite, încă un bazin în dreapta, jos aici. Plus că e, uite, vezi? Da, da. Uite și puțină zăpadă. Da. Ia să vedem. Izvorul aluminos. Binefăcătoare în unele boli de natură nervoasă. Izvorul conține acid carbonic, bicarbonat, clor, sodiu, calciu. Ok. Ia să vedem și bazinul. Da. Da. Mă sună băieții cripto și pe munte. Cum e fluierul ăla? Aha. Uite și sauna. Ari sauna. Hai să vedem cu ce este acest bazin. Ce fel de ape. Ia uite ce fain arată asta. Perla așa. Izvorul Hamvas. Și toate băile astea sunt accesibile oricui.
nu trebuie să fi cazat aici sau că sunt în pădure. În aer. Și acum uită-te sus. Ruinele cetății Balvanioș. Locuită 400 de ani. Da, e o restaurare, că n-are cum să fie ruina așa. Acum se văd două ruine. Cea din vârf și cea de la poale, care este o reconstituire. Și cam pe la mijlocul vârfului aici, a muntelui, cum ar veni, se văd casele din stațiune. Se aude ceva din pompă, auzi? Da, cum face? Zic, acum bubuie. Oh my god. Oh. Ah, lol. Nu pot să cred așa ceva. Așa l-am prins la fix. Deci aia e o pompă de presiune. Când atinge apă o anumită presiune, da, scoate. Pompă de apă minerală.